Salut, bă... Rex, stai. Salut, băieți, de astăzi dăm un nou format. Arătăm ferestrele noastre la căsele noastre, cum arată ele la final. Începem cu ușa de intrare. Avem o ușă germană, curat germană. Este o ușă de marca Horma, importată de noi. Pentru o casă eficientă energetică, ușa este cel mai slab punct. S-a optat pentru cea mai bună ușă pe care o putem găsi noi pe piață. Eficiența ei energetică 0,378 dacul cineva te se dă. 4 folii de sticlă, sticla din exterior este sticla triplexată bronată. 2 lăcăți sistemă de antifurt, dacă nu mă greșesc, e VK2. Aici, deoarece avem cabinetul, sarcina noastră era să facem un geam întreg, mare, frumos, și geamul dat încă trebuie să se deschidă. Dar nu numai să se deschidă, el trebuie să se deschidă în toate trei poziții. Lățimea geamului avem în jur la 1,65 m pe 1,40 m. Pentru cei care au zis că din plastic e imposibil să faci așa tâmplării, poftim. Și avem încă o deschidere dublă, cu două farfece deasupra. Și aș vrea să apreciați asta, că deschiderea geamului totul se face doar din mâner. Nu este necesar de folosit și partea mâna a doua. Totul se deschide foarte ușor. Avem tâmplărie de 86 de mm cu un termopan de 40 de mm, 3 folii de sticlă, 2 sticle multifuncționale, avem o baghetă Sweet Spacer încărcat cu gaz argon. Deci avem cele mai potrivite geamuri pentru o casă eficientă energetică. Puteți să vedeți cât el este de grandios, cât este de mare. Cred că gospodinile ar aprecia asta. Aici va fi bucătărie pe final. Am făcut un geam panoramic mare, foarte frumos. Unui gospodin acasă o să taie, să facă mâncare și să aibă lumina soarelui direct de afară. Avem un stecloblock de 3 metri lungime, tot cu 3 folii de sticlă, 2 multifuncționale, baghetă Sweet Spacer. Arată și o spălărie. Și fel de living mare, fără o ușă culisantă bună. În sarcina noastră ședea să facem o ușă culisantă, eficientă energetică, care să ne permită să avem o ieșire mare la terasă. Unii dimineața o să savureze cafeaua. Eficiența energetică la ușa culisantă dată 0,386. Nu avem praguri. Și este foarte ușor manevrabilă. Apropo, și un copil micuț o să deschidă ușa dată. În dormitoare tot s-a folosit o sistemă de 82 de mm. Cu montajul a fost... Puteți vedeați, cred că o să apară link-ul pe aici mai sus, cum s-a făcut montajul la construcțiile date. Deoarece avem simplu dormitor, avem 82 de mm, 3 conturi, sisteme antifurt, tot maximum ce se poate de vărât. Și dublă deschidere. Cerceveaua cred că cântărește în jur la 80 de kg. Foarte ușor se deschide, foarte ușor se închide. Avem și cabinetul de la etajul 2. Și la etajul 2, din nou, avem un geam uriaș mare, care este foarte greu, care se deschide în toate trei poziții și se manevrează doar din mânier. Baia, tot avem o surpriză. Geamul pe farfice englezești. Nu trebuie de întins sus, căriță, totul de jos se deschide. Este foarte fain. Și dormitorul. Acum este în vogă, să zici așa, un termen master room. Cred că acesta este el. În dormitor am optat să facem o ușă culisantă, dar nu ca în living, dar să facem o ușă culisantă batantă. Din care motiv? Dimineața deschidem culisanta la aerisire, se aerisește. După asta, dacă avem nevoie să și materas savurăm cafeaua și materas savurăm, vreau să menționez, este o ușă semi-automată. Când o închidem, ea se închide singuric. Și închidem ușa doar făcând manevra din mânier, fără alte implicări.
Este o ușă foarte germetică, este o ușă foarte bună. Tot s-a folosit 3 folii de sticlă, 2 multifuncționale, baghetă, seat spacer. Nu, Mercedes-ul S-Class cred că este. Sfaturi pentru baie. Avem geamul de la baie, este geam tot eficient energetic, unica diferență de restul geamului, pe mijloc are o sticlă Metalux care arată foarte fain și foarte frumos. Este un geam îngust și lung, care se deschide în toate pozițiile. Sper video-ul nostru să vă placă. Nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu și ne vedem la următoarea casă, gata. Pa, pa!